Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! Un sat din nordul județului Hunedoara, izolat după ploile din weekendul trecut, a fost lovit din nou de ploi. Populația a fost alertată prin RoAlert, iar pompierii au făcut ziduri în calea apelor cu saș cu nisip. Totul la nici 24 de ore de când satul Rișculița fusese izolat din cauza viiturilor. Potrivit ISU Hunedoara, marți seara a fost emis un cod Now Casting Hydro Portocaliu pe crișul alb în zona localității Rișculița. Nu trecuseră nici 24 de ore de la inundațiile care au izolat satul, așa că oamenii au fost alertați prin RoAlert. Pompierii au creat baraje cu saci cu nisip și au reușit să evite cumva inundarea unei bune părți de case. Peste 100 de gospodării au fost inundate în noaptea de duminică spre luni, în urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale din nordul județului Hunedoara. Viiturile au afectat satele Rișculița, Rișca și Baldovin din comuna Baia de Criș. În urma inundațiilor a fost blocat drumul județean 762 între Rișculița și Baldovin, iar alimentarea cu energie electrică a satelor Rișculița, Rișca și Baldovin a fost întreruptă. Ploile torențiale de la sfârșitul săptămânii trecute au produs pagube însemnate și în ținutul pădurenilor. Mai multe poduri rutiere care fac legătura între așezările de munte au fost rupte de viituri, iar problemele au revenit și mai puternic marți seară, când populația a fost alertată prin RoAlert despre o nouă viitură la Rișculița. Liderii minerilor și energeticienilor de la Complexul Energetic Valea Jiului merg săptămâna viitoare la noul ministru al energiei ca să-i ceară mixul energetic. Ei vor să grăbească înființarea Complexului Energetic Valea Jiului pentru că altfel situația devine critică și există chiar riscul falimentului, dincolo de convulsiile sociale inerente. Sindicaliștii de la Muntele merg din nou săptămâna viitoare la ministrul energiei pentru a vorbi despre ceea ce înseamnă viitorul Complex Energetic Valea Jiului. Vor discuta cele mai grave probleme, dar și cele mai urgente. Sunt doar probleme legate de înființarea noii societăți și de ceea ce ne dorim noi după înființarea noii societăți, adică grupul pe gaz, microhidrocentrală, panouri fotovoltaice, care să ne permită funcționarea și după 2032. Și concedierile colective sunt în plan, dar încă nu a fost atins acest subiect. Nu am discutat acest aspect cu noul ministru al energiei, am discutat doar despre înființarea noii societăți. V-am spus, sper ca aceste detalii și răspunsuri la aceste întrebări să le avem săptămâna viitoare. Traiectoria Complexului Energetic Hunedoara, a mineritului și a energiei pe bază de huilă, a fost stabilit prin asumarea acestui calendar de către statul român, deci el nu cred că va ieși din acest calendar. Complexul Energetic Hunedoara trebuie să transfere personalul la Complexul Energetic Valea Jiului și să fie aprobată funcționarea noului complex, din care fac parte cele patru mine rămase în funcțiune, și termocentrala Paroșeni, ca și sucursala PrestServ. Echipele de specialiști ale Institutului de Transplant din România au făcut încă 6 transplanturi renale în 48 de ore. Este o performanță, iar medicii le mulțumesc familiilor donatorilor. Au fost salvate astfel mai multe vieți, iar unul dintre pacienți care a primit un rinichi este din Hunedoara. În sfârșitul de săptămână 24-25 iunie au fost făcute 6 transplanturi renale cu grefe de la donator cu moarte cerebrală. A fost un efort intens, spun specialiștii, dar dus la bun sfârșit de întreaga echipă de transplant, coordonată de o echipă de medici specialiști. Au fost 3 donatori adulți cu vârste cuprinse între 57 și 74 de ani din centrele de la Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Oradea. Echipa de transplant le mulțumește aparținătorilor donatorilor pentru puterea de a trece peste suferința pricinuită de moartea celor dragi și pentru că au acceptat donarea ca un gest profund umanitar. Datorită gesturilor lor, o nouă șansă la viață au primit 6 pacienți din toată țara. Aceștia sunt din Bihor, București, Cluj, Constanța, Hunedoara și au vârste între 52 și 65 de ani. Pacienții făceau dializă de mai mulți ani, unul chiar de 7 ani. În ultima perioadă n-am mai auzit de cazuri de COVID și, din fericire, nici restricții nu mai sunt. Deci putem spune oficial că pandemia de COVID s-a sfârșit. Premierul Ciolacu a aprobat chiar astăzi o hotărâre în acest sens, tocmai pentru încetarea stării de risc epidemiologic.
Premierul Marcel Ciolacu a convocat aseară în sistem hibrid Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgență a fost aprobată hotărârea privind încetarea stării de risc epidemiologic și biologic generată de pandemia de COVID-19 și aplicabilitatea articolului 1 din hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență numărul 36 din 21-7-2020. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat această hotărâre luând în considerare raportul elaborat la cea de-a 15-a reuniune a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la evoluția bolii COVID-19, prin care s-a evidențiat tendința de scădere a deceselor cauzate de COVID-19, a spitalizărilor și a internărilor în secțiile de terapie intensivă, precum și nivelurile ridicate ale imunității populației la SARS-CoV-2. Aceste concluzii au fost coroborate cu pozițiile oficiale adoptate public de directorul general al OMS, potrivit cărora COVID-19 a devenit o problemă de sănătate stabilă ce nu mai constituie o urgență de sănătate publică de interes internațional. Rezultatele examenelor de la evaluarea națională la nivelul județului Hunedoara sunt dezastroase. Numai puțin de 678 de elevi nu au reușit să obțină nota 5, în timp ce 133 de elevi au fost absenți. Și asta în condițiile în care numărul elevilor înscriși pentru a susține evaluarea națională a fost de aproape 3.000. Conform datelor publicate înainte de contestații, alți 399 de elevi au obținut note cuprinse între 5 și 6, 359 de elevi au reușit o notă între 6 și 7, iar 439 de elevi o notă între 7 și 8. De asemenea, numărul elevilor care au reușit să obțină o notă între 8 și 9 a fost de 500, în timp ce 283 de elevi au obținut o notă între 9 și 10. În județul Hunedoara, pentru acest examen s-au înscris 2798 de absolvenți de clasa 8-a. Prezenți au fost 2664. Avem un număr de 1986 elevi cu medii cel puțin egale cu 5, deci 5 și peste 5. Și asta înseamnă un procent al mediilor de minim 5. De 74,54%, anul trecut a fost 81,53%, în urmă cu 2 ani, respectiv 3 ani, a fost în jur de 75%. Anul acesta, aceasta este situația, am văzut că de fapt este la nivel național. În schimb, ne bucurăm foarte mult că avem 6 elevi care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională. Anul trecut am avut o singură elevă care a obținut această performanță, 10, la evaluarea națională. Cei 6 elevi din acest an, 5 sunt din Deva și un elev din Hunedoara. În județul Hunedoara, doar 6 elevi au reușit să obțină la evaluarea națională media generală 10. Doi dintre aceștia sunt elevi absolvenți de la Colegiul Național Decebal din Deva, alți doi sunt absolvenți ai Colegiului Național Dragomir Hurmuzescu din Deva, unul de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva și unul de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara. În Valea Jiului, cea mai mare notă a fost de 9,90 și a fost obținută de un elev de la Școala Gimnazială Igheduca din Petroșani. Cu mult entuziasm au ieșit absolvenții de la ultima probă a examenului de bacalaureat din centrul de examinare de la Petroșani. A fost ușor, au spus toți, indiferent ce materie au ales. Optimismul părea să fie nota generală după ultima probă a examenului de bacalaureat. Vorbim despre elevii care au susținut probele la Școala Gimnazială Avram Stanca și care au considerat, din nou, probele foarte ușoare. Unii chiar au zis că au fost subiecte de inițiere, așa că oricine trebuia să le știe. Nu a fost foarte greu, biologie am dat. Anatomie și fiziologie. A fost destul de ok. Se putea și mai bine, la subiectul nu cred că am greșit, dar în rest nu cred că am greșit ceva. Sperăm la 90. Aia, pe ăla-i tot. Pentru ce te pregătești? Pentru ce mă pregătesc? Antreprenor. A fost super accesibilă logică, dar singurul subiect care a fost poate puțin mai greu a fost grila, au fost câteva exerciții capcană, dar restul a fost super ok. Am dat la geografie, a fost ok subiectul, totuși nu știu de ce mai m-am trezit astăzi și de sper ce, adică? Să fie bine. Pentru că a fost un subiect foarte ușor, puteam să-l facă oricine. Și cu un minim de cunoștințe. Care este altitudinea maximă a Carpaților în România?
fiind de 1544 de metri în vârful Moldoveanu, în grupa Făgăraș. Cu asta încep geografia. Da, cu asta încep geografia, este o inițiere, aș putea spune. A fost ok. Au fost niște subiecte chiar ok de data asta, adică n-a fost nimic complicat. Toată lumea a zis, la toate trei probleme. Da, și la matematică a fost ok, și la română. La română ne așteptam cu toții să fie poezie, dar a fost Ion, frumos. Pentru ce te pregătești? Eu, pentru nimic acum, eu intru pe bază de dosar la facultate, mă duc la Timișoara pe inginerie civilă, la Politehnică. La logică. Logică? Cum a fost? A fost chiar ușor, grila a fost ok, a fost mai ușor față de anii trecuți. Din fericire, la ultima probă a examenului de bacalaureat, în Hunedoara nu a fost niciun elev eliminat. Singurul eliminat a fost la proba de matematică marți, pentru că avea telefonul mobil la el. Nu am avut elevi eliminați astăzi. În județul Hunedoara, pentru proba de astăzi, au fost înscriși 2227 de candidați. Am înregistrat un număr de 93 de absenți. Deci 2134 candidați prezenți, ceea ce înseamnă un procent al candidaților prezenți de 95,82%. Pentru proba la alegerea profilului și specializării se putea opta în funcție de filieră, profil și specializare pentru una dintre cele 10 discipline: biologie, chimie, fizică, economie, filologie, geografie, informatică, logică, argumentare și comunicare, sociologie și psihologie. Joi, 29 iunie, este ultima probă la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor inițiale se va face în 3 iulie până la ora 12 și tot atunci, până la ora 18, se pot depune contestațiile. Un urs a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate de rangeri în defileul Jiului. Imaginile sunt amuzante pentru că animalul, unul matur, întâi privește în camera de filmat, iar mai apoi se scarpină pe spinare, exact ca Balu din Cartea Junglei. Defileul Jiului continuă să ne surprindă plăcut. Este una dintre reacțiile celor care au văzut filmarea postată pe pagina de socializare a celor de la Parcul Național Defileul Jiului. În filmuleț se vede cum un urs mare, care vine spre camera care îl filmează, privește de aproape în obiectiv și mai apoi alege un copac din dreptul obiectivului ca să se scarpine. Scărpinatul de coaja arborilor, chiar dacă este amuzant pentru noi, are un rol dublu pentru urși. În acest mod, aceștia reușesc să scape de paraziți și, în același timp, își marchează teritoriul, ceilalți urși simțind imediat mirosul lăsat pe arbori. Urșii au un simț olfactiv foarte dezvoltat, cu mii de receptori ai mirosului în zona foselor nazale și un centru al mirosului din creier de 5 ori mai dezvoltat decât cel al omului. Chiar acolo. E delicios. Astfel de imagini sunt surprinse frecvent în Parcul Național aflat la granița dintre județele Gorj și Hunedoara, iar printre vietățile de acolo regăsim cerbi, căprioare, vidre, râși, pisici sălbatice, urși sau lupi, semn că fauna este una diversificată și foarte bine dezvoltată. Parcul Național Defileul Jiului, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva, are o suprafață de peste 11.000 de hectare, între masivele Parâng și Pasul Vâlcan, pe raza județelor Hunedoara și Gorj. La Măgura Uroiului, pe deal, se întâlnesc și în acest an dacii și romanii. Este festivalul Duck Fest, ediția cu numărul 13, și vor fi prezenți aici trupe care reconstituie istoria omenirii din mai multe state europene. Zeițe, soldați, călăreți, cai și multe arme. Asta vor vedea cei care vin la Simeria la Duck Fest, cel mai renumit festival de reconstituire istorică antică din România. Totul are loc în perioada 14-16 iulie. Va fi cea de-a 13-a ediție, iar la noi în județ ajung trupe de reconstituire din România, Italia, Anglia, Bulgaria sau Spania. Pe dealul Uroiului vor putea vedea o serie de activități care vor readuce în actualitate
Momente din viața și obiceiurile dacilor, romanilor și sarmanților din perioada războaielor daco-romane. Vor fi de asemenea demonstrații și ritualuri dacice și romane de luptă între gladiatori, dansuri, ceremonii, ori chiar antrenamente militare. Publicul va fi antrenat în spectacol și poate participa la lecții de tir cu arcul, la ateliere de prelucrare a lemnului, marmurei, metalului și osului, de pielărie, olărit, inscripții și sculptură în piatră, de țesătorie și textile, fierărie, monetărie, bijuterie, jocuri romane, mozaic, scriere sau muzică. Aici se opresc știrile HD365. Eu sunt Patricia Graure și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să accesați site-ul nostru HD365.tv pentru a urmări arhiva emisiunilor noastre. Să aveți în continuare o seară liniștită!